acest faliment răsunător a dărâmat cumva toată lumea, pentru că toată lumea s-a aliat cu sau au vrut sau ceva de genul să se alieze cu Statele Unite, pentru că au avut pur și simplu sistemul american ca și etalon. Etalon care, în momentul când a avut loc falimentul, automat a influențat și țările vecine, automat Canada și Mexico. Și iată, acum avem un fel de zid al Berlinului din Mexic, pentru că sunt foarte mulți imigranți în Mexic, din Mexic în Statele Unite, în Canada la fel, deci e destul de groasă treaba în Statele Unite. Așa. Și iată de ce Vladimir Putin de data aceasta este cu mașina numărul 1, cum ați văzut anul trecut. Pentru că a trecut printr-o astfel de criză și a adus încet, 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 încetişor, cât de cât, pe linia de plutire statul rus. Pentru că altfel era mult mai rău. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă n-ar fi fost Vladimir Putin la conducerea Rusiei.